Da. Ei bine, din câte puteți vedea, am făcut ce am făcut. Aceste găini sunt aici. Știu că am zis că o să fie o fermă de vaci, dar uitați aici ferma de vaci. Am trei vaci și vreo 6 găini, da, 6 găini. Am ținut morțești să fac și o fermă de găini, că aveam o grămadă de găini, deci erau vreo 4 găini în lacul acesta. Mă rog, lac, nu știu. În lacul acesta și am omorât două dintre ele și am zis, mă, ce fac? Adică am atâtea găini și nu profit de ele, trebuie să fac fermă, clar. Și uitați aici, ferma de găini, am făcut-o și pe aia de vaci ca să nu vă mai complici pe voi că aia fac în episodul următor, în episodul următor, în episodul următor, în episodul următor. Dar acest episod o să fie un fel de episod de prezentare. Nu o să facem mai nimic în episodul ăsta. Vreau să vă prezint ferma de oi, de găini și de vaci. Ei bine, asta e ferma de vaci. Nu cred că o să fie chiar atât de mare gen să ajung la 100 de vaci. Probabil că o să ne limităm noi fain frumos la vreo 40 de vaci, dar momentan nu știu. Văd că nu le pot înmulți, că doar ce le-am înmulțit. M-am dus la mama naibii să fac rost de ele. M-am dus în partea aia să fac rost de vacile alea. Deci m-am chinuit o grămadă să fac rost de ele. Până când o să mă las acolo să le înmulțesc, o să iau ferma asta de cactus. Deci, vacile alea am chinuit să le iau, dar ferma nu o să fie atât de mare momentan, că mă gândesc să o extind, dar nu acum o să o extind, gen când o să am vreo 40 de vaci sau ceva de genul și o să vreau să le mai înmulțesc. Dar dacă am destul loc pentru o grămadă de vaci, nu cred că am vreun motiv să le înmulțesc. Adică trebuie în principal, nu am nevoie de carne de vaci, pentru că am deja fermele alea de villager și chiar dacă villagerii iau din ele și n-apuc eu să ajung înaintea lor, să iau, am destul de mâncare, ceea ce prind din fermele alea mi-e de ajuns. Dar am nevoie de vaci pentru piele, pentru pielea aia a lor, știți? Pentru că dacă vreau să termin acel enchanting room, da, chiar în episodul acesta o să ne ocupăm de acel enchanting room, dar în prima parte a episodului o să vă explic. Dacă vreau să mă ocup de acel enchanting room, am nevoie de piele de vaci pentru o grămadă de cărți. Deci s-ar putea să trebuiască să extind ferma. Vreau din prima tură să fac rost de o grămadă de piele, deși mai mult ca sigur că nu o să se întâmple așa cum vreau eu. Și probabil o să trebuiască să fac vreo 3 ture ca să fac și eu un stack. Dar ne descurcăm cu ce avem. Deci, cam așa e acum la început. Ferma asta de cactus chiar sunt mulțumit de ea. Pur și simplu își face atât de bine treaba, deci chiar n-am nevoie de cactus. Uitați-vă și voi, 3 stack-uri și încă un pic, știți? Și dau cam un stack ca să pun la loc, deci 2 stack-uri și un pic. Mă rog, mai mult de un stack, probabil. Deci cam 2 stack-uri fac de pe ferma aceasta. Mă, eu nu cred că o să am mare nevoie de cactus în această serie, deci probabil, bine, probabil o să fac eu o construcție și o să am nevoie de lână verde la câte construcții o să am pe seria aceasta, dar mai târziu ne mai strângem resurse. Ferma asta de iepuri o să continue și ea pentru că îmi dau destul de mult rabbit hide. Uitați-vă și voi, mi-au dat o grămadă de rabbit hide, deși în leather nu prea valorează nimic. E ca și leul în, mă rog, hai să nu vorbim de bani episodul acesta, deci cred că vă dați seama că n-am putut să fac mare lucru cu Rabbit Hide, dar cam toți iepurii îmi dau Rabbit Hide, ceea ce e bine. Mă las acum să mulțesc vacile. Cred că mă lasă, nu știu. Dacă ar veni și a doua. Da, mă, uite, mă lasă. Așa, bun. Deci,
ceea ce vreau acum să facem e să ne ocupăm de acea cameră de enchanting. Acum nu știu unde e soarele, când vreau să vină noaptea să se spawneze toți mobii, dar cred că o să fac o prostie și o să-mi iau patul acolo. Deci, cred că pentru acea cameră o să folosesc diorit, dar am într-un cufăr o grămadă de diorit. Uitați-vă, am aici un stack, cred că de mai mult n-am nevoie, chiar nu cred că am mai mult, de mai mult de un stack nevoie. Cred că aici o să pun glass, așa pur și simplu la intrare să arate, deci o să arate genial dacă e. Aici pe sus cred că o să pun andesit, pentru că și andesitul vreau să l-am pe undeva pus. Aici, deci, e important. Pentru mine cel puțin e chiar foarte important andesitul. E cel mai frumos bloc introdus din 1.8. Și am văzut ce o să introduc în 1.9. O să pot să schimb și mâna caracterului, cu ce mână să joci. Probabil că eu o să încerc într-un episod să fac cu mâna stângă, dar nu știu dacă o să mă obișnuiesc cu ea. Dacă o să mă obișnuiesc, să nu vă spărați dacă e să o folosesc de acum încolo. De acum încolo, n-a apărut deocamdată versiunea, a apărut un snapshot. Dar abia aștept să încerc. Am văzut că villager-ul arată chiar foarte diferit. Ceea ce mă enervează e că n-am început mapa asta în 1.9, că puteam să văd acest village, chiar putea acest village al meu în care m-am aflat să arate mult mai tare decât acum. Deci drumurile, zici că ar fi drumuri de alea de la țară, extrem de tari, deci mie chiar îmi plac extrem de mult și le faci extrem de ușor, doar dai cu, doar apeși click stânga cu lopată în mână pe pământ și gata, ai deja blocurile acelea. Deci pot să spun că e super tare acel bloc, să zicem așa, introdus. Bă, că deja a venit noaptea, nu are noaptea frică de noi, noi avem de ea, ea nu are de noi. Sper să nu se fi spawnat creeper și toate cele, dar cel mai probabil cam da. Dezvilligerii. Dacă s-au spawnat creeper, asta e, îi dobor pe toți, nu vă faceți griji. Le fac eu față atât, doar să-mi apar fix în față că moară de la creeper, deci pur și simplu îi urăsc, mă sperie. Ia uitați un enderman acolo, haideți să-l omorâm, dar nu că am scos patul și nu prea vreau să-l omor. Dacă s-a spawnat doar endermanul ăla, cred că aș putea să mă dau pe peaceful deocamdată. Mai e acolo? Nu s-a spawnat nimeni decât endermanul și nu vreau să-mi ia ceva de acolo. Pe bune, chiar nu vreau să-mi ia ceva de acolo. Ferma mea, cred că nu mai e întreagă dacă mi-a luat endermanul ăla bulangiu ceva. Cred că mi-a luat de undeva, nu știu sigur. Bă, mi-a cam luat un bloc de aici, puteam să mă jur că era un bloc aici, dar m-am dat pe peaceful și a dispărut endermanul. Nu vreau să am de-a face cu enderman, deocamdată cel puțin, că mă doboară și pierd spawn-ul. Nu știu unde dracu mă spawnează. Doar pentru acel enderman m-am dat pe peaceful, nu vă faceți griji, creeper pot să înfrunt la greu. De exemplu, credeți, m-am intrat odată pe un server din străinătate și erau acolo o grămadă de creeperi care mi înconjurau casa, ceva gen vreo 5 creeperi și am avut grijă de cu o sabie de piatră care și așa nu era chiar atât de bună, dar mă rog. Dar cu endermenii nu prea o să mă pun, nu sunt atât de bun în jocul ăsta, ce vreți. Mă rog. O să am eu grijă de tot. Patul pun aici. Glass. Cred că glass din asta simplu. Sau dacă e, mai am negru, mai am de la șmecher, nu mai am. Bun, deci cred că o să fac în aspectul felului următor. O să mai iau flori din astea.
Dar nu o să le iau de lângă casa mea, că sunt prea frumoase, eu le-am pus. Văd deja niște flori de alea mari. M-am bătut cu niște scheleți. Cred că am ținut oase, dar nu mai țin minte. Mă rog, hai să vedem. Și chiar sunt bucuros că am acum o grămadă de diamante, de exemplu. N-am putut să filmez când am mai luat niște diamante, dar am fost într-o mină și am mai luat destule diamante, adică încă 4 diamante din acea mină. Deci acum ar trebui să am, nu știu câte, 6 cumva, 6 diamante. Nu știu sigur. Dar oricum ideea e că am mai luminat, am mai strâns diamante o grămadă. Pot să spun. Stați să vedem. 7 diamante, chiar am 7 diamante. Bun. Bine poftite. Așa, bun, am făcut o grămadă de glass roșu, red stained glass. Nu știu de ce adaugă și stain, că, na? Dar asta e. Tână copul ăsta de diamond e rupt, nu mai poate săracul de el, mai are puțin și moare, își dă duhul aici. Deci, da, cred că asta e ultima tură de minat cu el. A fost un târnăcop bun, m-a slujit el cât m-a slujit. Cred că... Da, nu cred că am făcut prea bine. Ai, firea, n-am făcut chiar deloc bine, într-un fel. Stați să vă zic eu și de ce. O spun aici și aici. Tot diorit și în plus n-am mai făcut bine că... N-am mai... nu am destul glass. Și trebuie să dau și acest... strat și acest strat pentru a pune tavanul. Da, nici mie nu-mi place, dar vreau să se vadă frumos. Totuși eu sunt de partea designului. Vreau mai mult design. Da, și s-a spart în copul nostru foarte șmecher de diamond. O să-i ducem dorul. Eu cel puțin o să-i duc dorul. Poate terminăm această cameră în episodul acesta, deși au trecut deja 12 minute, dar cine știe, haideți totuși să vedem. N-am și o lopată. N-am, că sărac, ce drag. Cum s-am lopată? N-am lopată. Nu m-am pregătit prea mult. Am nevoie de andesit. Poate că terminam această cameră în episodul acesta, dacă nu în episodul următor. Să știți, construcțiile o să le fac on camera, că sunt extrem de importante și ele. Nu prea îmi convine să dau asta cu mâna, așa pur și simplu, dar n-am altfel cum. Da, dau așa cu mâna, nu știu sigur. Bun. Dar n-am destul glass din asta roșu. Mai am nevoie chiar de mult. Dar o să fac eu rost de el. Firar, mai și pun greșit. Dacă vă vine să credeți. Vreau să fac tot peretele ăla cu glass roșu. Bun, deci cred că o să iau andesit. Fac polish and the side. Ce caut ăsta? Mamă, ce m-a speriat. Am crezut că e un creeper și că distruge toată casa. Dar văd că ăștia au început deja să vină. Ce caută ea acolo? Cred că o să mă duc să-i dau jos de acolo. Bun. No glass. Probabil că o să ne ajungă. Nu promit nimic. Ia tot glass-ul ăsta de aici. Nu știu ce mi-a venit să-l pun. Bun. 8 glass, nu am, de fapt da, cred că am destul, doar dacă nu pun greșit. Doar dacă nu pun greșit. Și văd că n-am pus greșit, așa, bun. Da, asta e faza, trebuie să sap și aici și nu cred că târnăcopul meu mai poate, săracul de el, moare aici. Nu am ce să-i fac, moare, ce să mai... Dar hai că parcă văd că merge, da,
quad, de fapt. Bun, haideți să punem granit, diorit, de fapt, diorit. Tot timpul le încurc pe astea. Bun. Polished andesite, care arată bestial. Deci zici că e stone brick câteodată. Chiar zici că e stone brick. Dacă n-aș mai greși și eu chestiile astea, să moartă. Ah, bun. Doamne, mă enervez la culme. Dar văd că n-au vrut până cu o bună. Bun. Rapid punem andesit aici, că avem nevoie. Nu cred că ne lungim cu acest episod. 5 minute închid și eu, dar mai întâi să vedem ce ești prin Nether. Nu cred că se supără nimeni, așa un pic, să vedem. Nu cred că o să dau aia acolo cum e lene, spun iarăși scările, că o scadă scările, chiar nu e lene să le pun înapoi. Dar haideți să intrăm în Nether. YOLO, haideți să intrăm în Nether. Cine știe ce o să se întâmple, cine știe ce chestii o să ne distrugă, ori să vină toate creaturile pe noi, poate, cel puțin, dar ne facem noi față. Stați voi calmi, un pic de lag, așa că doar merge atunci când intri în Nether. Asta e ceea ce mai nevoiască și mai mult în Nether. Bun, deci văd că spawn-ul meu e cam jalnic. Ghesturi nu prea văd, de ce bine. Chiar mă enervează ghesturile câteodată. Dar haideți să vedem ce își mai pe eu să fac. Deci, uitați aici în ăștia pigmeni. Așa nu face nimic, nu? Asta nu face nimic bun. Haideți să luăm acest quartz. Dacă aș avea un turnacop cu forcean, credeți-mă, m-ar ajuta enorm, dar norocul meu are și el limite. Ce, ați crezut că n-are? Ce glumă. Mă rog, partea bună Nether e că nu trebuie să pui torțe prea multe, că nu se spawnează creeper zombie, dar eu o să pun ca să văd, nu de alta. Ce face asta, mă? Am Nether quartz, dar nu mă satur cu 9 Nether quartz, că și așa nu-i mult. Chiar nu pot spun că e mult. Focul ăsta chiar mă enervează, deci mi-a spawnat lângă foc. Chiar pot spun că e un spawn destul de slăbuț. Aș fi vrut într-un Nether Fortress, dar logică, nu pot să ajung eu în Nether Fortress. N-am ajuns niciodată. Nu m-am bătut niciodată cu un Wither de la boss de la. Dar, cine știe, totul are un început. Probabil că la sfârșitul serii o să ne batem noi cu Wither-ul, dar vom vedea. Mai trebuie să găsim Nether Fortress-ul și stuburăm scheleții aia, mă rog. Haideți repede să mai facem rost de niște quartz. Cam cât timp mai avem? Hai, 2 minute, 3 minute, mai putem să jucăm. Stau la câtele episodii, al 9-lea? Probabil că al 9-lea, deci în al 9-lea episod să reținem, în al 9-lea episod am intrat în Nether, al 9-lea sau al 8-lea, sau poate chiar al 10-lea, nu știu sigur. Ne apropiem probabil de al 10-lea, chiar nu țin minte să fi ajuns la al 10-lea episod, dar o să fie mai special al 10-lea episod, sau nu cred că al 10-lea, cred că al 20-lea sau al 30-lea, ceva de genul, pentru că o să fie un pic mai lungi, episoadele astea mai rotunde. O să fie un pic mai lungi, să știți, cam de jumătate de oră, cine știe. O să fie un alt fel de titlu. Da. Să fie ceva gen episod special, sau probabil doar în episodul 100, nu știu, mă mai gândesc. O să mă gândesc cum, care cum e, dar momentan nu pot. Până la episodul 100, cred că trece un an. Dar vom vedea, totul are un început, am văzut acolo portalul. Chiar îmi place, bun. Credeam că sunt iarăși pe FOV-ul ăla de Quake Pro, iar eu nu sunt Quake Pro în Minecraft. Pe bune, chiar pot spun că sunt un beginner,
dar totul are un început și poate o să învăț să joc. O să mai intru și în serie din astea survival multiplayer. Trebuie să cunosc mai bine oamenii, că nu pot să intru așa într-un server cu oameni necunoscuți, să știți. Mai întâi, dacă ne sunăm pe Skype, vorbim pe Skype, ne cunoaștem acolo bine și după aia nu aș vrea să intru în serie de survival multiplayer așa, nu cunosc pe nimeni, dar intru pentru că am, pentru că sunt YouTuber, deci nu știu sigur încă, dar o să vedem, cine știe. Și de ce nu fac o serie de survival pe un server român? Ei bine, pe un server român nu cred că o să fac niciodată o serie de survival. Eventual o să fac un fel de serie care o să numească să trecem pe, pe un server sau ceva de genul. Și o să mă plimb eu pe acolo, o să mă joc prin acele moduri ale serverului. Pentru că din câte ați văzut și în acel episod din Hacker Prince, episodul 1, din vreo 500 de episoade, deci vă zic că dacă sunt pe servere române, or să fie vreo 500 de episoade, să vă așteptați. Din câte ați văzut, sunt o grămadă de hackeri, pentru că, na, serverul e român. M-am dus odată pe un server spaniol și să mor dacă erau hackeri pe acolo. Deci n-am văzut un hacker acolo, pe bune. Niciun hacker n-am văzut acolo, dar ați văzut și voi, unii de acolo aveau kill aura, alții aveau anti-knockback. Unul dădea odată în mine pe oitcă, nu știu cum se pronunță modul ăla, dar oitcă, cred, probabil. Ați văzut și voi, deci ce hackeri aveau aia. Unul dădea în mine și cu spatele, deci el era întors cu spatele și tot dădea în mine. Dar cam asta a fost și pentru acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe. Și noi ne revedem data viitoare la un nou episod de Minecraft Laser Survival. La revedere!